Noi, cei credincioși creștini dreptmăritori, avem pe lângă toate bucuriile și bucuria izvorâtă din legătura cu Maica Domnului, care este Maica Bucuriei. Într-una din rugăciunile pe care le spunem noi către Maica Domnului și mai ales după ce ne împărtășim cu dumnezeieștile taine, după Sfânta Liturghie, spunem către Maica Domnului așa: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna mea, ceea ce ești lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea. Deci, noi ne bucurăm de Maica Domnului. Maica Domnului este pentru noi bucuria noastră și cerem de la Maica Domnului, între altele, după ce i-am mulțumit că ne-am putut împărtăși cu trupul și sângele Fiului Său, îi cerem să ne lumineze sufletul, să ne curățească mintea și zicem să ne dea smerenie în gânduri și ridicare din robia cugetelor. Este un lucru extraordinar. Cerem deci să ne dea smerenie în gânduri, să avem gânduri supuse lui Dumnezeu, pentru că noi de multe ori avem, cum zicea Părintele Arsenie, mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuții. Dacă am avea mintea care se supune lui Dumnezeu, am avea smerenie în gânduri și am fi ridicați din robia cugetului, că nu ne-ar mai lăsa Dumnezeu la mintea noastră ca să ne lovim de noi înșine și de nepăsarea noastră și de neștiința noastră și de răutatea noastră. De câte negative sunt în sufletul nostru, ne izbim de ele, ne împiedicăm de ele, cădem printre ele, ajungem să fim robiți lor, pentru că ne lasă Dumnezeu la mintea noastră cea nesăbuită, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ne lasă Dumnezeu să ne împiedicăm de noi înșine ca niște neascultători față de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne miluiască și noi vrem să fim așa cum suntem noi sau cum am vrea noi să fim, nu ne lăsăm modelați, nu ne lăsăm alcătuiți de Domnul Hristos. Și atunci, dacă ajungem să avem ceea ce cerem de la Maica Domnului, lumină în suflet, și să avem modelare prin gânduri smerite, smerenie în gânduri, și prin ridicare din robia cugetelor, ajungem cu darul lui Dumnezeu să ne bucurăm de tot ce e bun și frumos de la Dumnezeu și de tot ce e bun și frumos în natură, de tot ce e bun și frumos în gândurile oamenilor, de tot ce e bun și frumos în această lume.